watch me rain. Și bine v-am găsit la un nou episod. Am o bomboană în gură, probabil de asta facea mea sună cam ciudat. Bun, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Stați așa, vreau doar să verific ceva. Hai deodată. Eu vreau să văd ceva la microfonul ăsta nenorocit. Că face el... Ok, e bun. În acest episod vom continua... Noi avem doar... Asta că mi-am luat o poțiune de hunger data trecută. Questbook și să ne uităm la questuri. Vedem noi că avem două questuri pentru levelul nostru. Una e de level 34 și trebuie să ne ducem în Terna Ves la coordonatele alea. Și una e Craftsman's Quest, level minim 30, difficulty easy, this quest is only available on Craftsman's Time. Ok, nu știu care e faza cu ăla, am să mă interesez. Așa că ne rămâne doar această minunată, acest minunat quest de level 34, probabil va fi greu și trebuie să ne ducem tocmai în Ternaves. Ternaves, ok. Și să vedem, să vorbim cu Enxer. Ok, trebuie să vorbim cu Enxer. Păi hai să ne ducem acolo și să vedem care e faza, să sperăm că nu murim pe drum și că totul va fi bine într-un final. Mamă, deci este tipul ăsta cu, uitați, diamond, la propriu, diamond enchantat. Vai. Ok. Revenim. Foarte, foarte drăguț. Oh, ce s-a întâmplat? Oh, shit. Am revenit și acum am ajuns la Enxer. Dacă omor pur și ce-mi dă? Sunt curios. Teoretic trebuie să-mi dea ceva, nu-i așa? Ciudat. Bun. Hai, domnule Enxer, să vedem. Well, hello there. You seems like just a kind of blah blah blah. Well, normally I sell my horse for a decent profit, but I actually need some help. Bring me back 12 wheat for our horses. There are some merchants around Ragni walking a bit short. Ah, ok. Deci asta e misiunea în care eu primesc un cal. Adică pot să primesc un cal de aici, adică pot cumpăra un cal de aici de la domnul Enxer. Dar pentru asta trebuie să aducem noi 12 wheat-uri, 12 grâuri, what the fuck, ok, 12 grâuri din Ragni. Noroc că știu unde este acest Ragni, această fermă de grâu. Este fix în Ragni, cum te duci la, deci cum intri în Ragni, la dreapta dacă nu mă înșel, și ar trebui să dăm de Ragni acolo. Mă, cred că am să țin filmarea pornită cât am să o iau pe drumul ăsta, pentru că vreau să vă arăt cam cât durează să... cu un cal, deci cam cât durează cu un cal să mergem pe drum. Uite aici e Delta, nu e chiar atât de departe acel oraș de Delta, e relativ aproape. Bun, ce vreau eu după, de ce îmi place, de ce sunt atât de entuziasmat, e din cauza că ne avem acum un cal de Tier 1, un Brown Horse. Dacă îl combinăm noi cu alt cal de Tier 1, un Brown Horse, mi se pare că o să ne dea un Black Horse, un cal de Tier 2. Și ăla, vă dați seama că e mult, mult mai bun. Așa că vreau să mă duc în acum să iau un uit. Vai, dacă tot s-am demers. Nu vreau uituri și alte chestii, astea nu mai trebuie mie. Va trebui într-o zi să farmez și la oi, că va trebui să fac rost de un pincul care o să-mi trebuiască la un quest. Și am văzut că e destul de prețios, adică unul dădea două liquid emeralde de alea lichide pentru un pentru un pincul. Adică a intrat pe server și a spus că dă două stacuri de cuburi de diamond, că ăsta cuburi de emeralde, pardon, emerald blocuri. Că asta ar fi echivalentul pentru un pingul, deci vă dați seama, se farmează destul de greu, dar n-am să dau eu atâta, așa că o să rămână decât farmatul. Pentru că vă dați și voi seama, noi de bine avem emeralde așa pentru noi puține să putem să ne mai cumpărăm o barcă și un altă. Dar știu că nu ne-ai ce faci, mănânci bomboane așa de față cu noi. Băi, nu, mi-erau poftă de bomboane și e men tot altă de aia, deci vă rog frumos. Ok, tu gardurile grijaniei.
N-am să mai au acel loot chest. Ok, și teoretic pe aici pe undeva ar trebui să fie acea potecă care duce spre Ragni. Mă enervează că calul ăsta se tot blochează așa. Cred că mai obosit, știi, și el, nu? Ok. Mamă, și mi-amintesc când am intrat pentru prima dată în joc, eram ceva gen... What the fuck, ce-i cu pădurea? Ce-i cu copa acolo? Ce-i cu poteca aia? Oare unde duce? Iar acum sunt atât de... Nu știu. Nu vreau să zic că-s bun, dar... Cred că-s bun. Delt la stick. Cine are nevoie de delt la stick-urile voastre, bă, băiatule, bă? Noi avem un... Broken Harp. Ok. Oricum, voi vă dați seama că nu o să ajungem la Diamond. Mamă, 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 mamă. Să vezi așa o armură de Diamond. Vai, 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 vai. Te apucă bucuriile, frate. Ok, și asta e poteca care duce spre Deltlas. Din clipă în clipă. Uite și pe ăla, frate, fără nicio armură. Ai de capul tău. Ok. sunt bucuros, adică am ajuns la un nivel la care sunt mândru că am ajuns aici, deoarece multă lume se apucă de, să zic, de acest Wingcraft, dar n-apucă să-l termine deoarece e greu. Deci chiar e greu să joci și să faci quest-uri și să... E foarte greu, dar mie-mi place, mie-mi place. Ok, deci am intrat în Delta și dacă mi-amintesc eu bine, la dreapta ar trebui să dau... De acea fermă care îmi dă mie 12 uituri. Zic că am niște emerald. Tu zgârjeane, mătii de șobolan. Ok. 12. Te omor. Grijania ta de... Așa. Stați așa, care e faza? Mi-a dat numai 4. Stai. A, 3 emeralde, mă, pentru 12. Ok, am priceput. 4. 4. What, stai. Stai, what the fuck? Ce grijania, mă, tivrii, mă. Mă, grijania, mă, grijanii. Ok, domnule. Mai vreau... What, stai, nu. Mai vreau... Încă una. Uite așa, pentru că 12 trebuia, nu? Este să ne uităm noi în carte. 12 uituri, bun. 1 și 2, 1 și 2, bun. Să zic că n-am chef să mă întorc la mama naibii. Bun. Hai să ne întoarcem înapoi, să ne întoarcem... putem să ne întoarcem pe acolo, să o luăm. Dar așa am o colie, așa că o să o luăm tot pe aici. O să o luăm drept înainte. E ca și cum am o colie, am merge toată harta de acolo. Bun. Mă, Ragnio ăsta e bun, dar se cunoaște că e oraș pentru începători, adică n-are locuri de vânzare. Totuși, ia stați puțin. Hai să-mi iau un scroll de ăsta, pentru că nici nu știi când va trebui să mă întorc în Ragni și cu scrollul ăsta ne vom întoarce mult mai ușor. Stai, bă, căluțu, bă, bă, căluțu, bă. Ok, hai să ne întoarcem. Măcar că o să-mi cumpăr și eu VIP cât de curând, dar nu știu, acum trebuie să-mi cumpăr. Să-mi cumpăr un cont nou de Minecraft și după să-mi cumpăr VIP pe contul ăla. Hai, mă, oare să-l ajutăm, bă? Mă, dar n-are, bă, nevoie de ajutor, bă. Uite, bă, și vreau să-i sar în ajutor, așa, ca un băiat ajutorător. Nu, 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 vai, ce zic, ce scot pe gură, ce scot pe gură. Bun. Grijani, nu vreau să iau toate chestiile astea, dar nu știu de ce mi le dă. Da, știu, pentru că trec peste ele, what the fuck. Ok. Ce mă nervează e pădurea aceea, pentru că acel drum trece așa prin pădure și e nașpa, e nașpa. Dar cred că aici o să pună pauză și o să revenim când ajungem acolo. Ți-am adus... Grijă, ne-am mai văzut de poși, vă tot plimbați pe aici voi. Ok, domnule. Uite, mă, de aici, mă. Ți-am adus... I sure am glad to see you back. And I want you to meet, ok. Wonderful, here is the promise horse, you know how to use. Oh dear god. Okay, let you the basics. Okay. Ah, you can train your horse by traveling with them. The higher quality is the horse, the faster he can go. You can obtain better tire horse by bringing them put two horses settled in the crafting area in the inventory. Okay, okay, am înțeles, am înțeles. Nu ne-a dat cine știe ce experiență, dar ne-a dat un brown horse, ceea ce merită. Iar acum, sunt șanse ca din doi cai să ne dea unul la fel sau unul mult mai bun.
Serios. Serii fucking os. Ne-a dat unul la fel. De ce morți ei de treabă, frate? Deci de ce morți ei de treabă? Hei, lucrurile de... How's the horse doing? Horse mercer. Cât mă costă, mă, un cal? Bă? Cât costă un cal? 24 de blocuri. 24 de blocuri în cal. Nu, 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 mă duc să văd dacă am 24 de blocuri. Zim că am 24 de blocuri. Dacă nu, o să fac urât. O să fac foarte urât. 19, ok, ok, nu e nicio grabă. Lumea, hai cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu știu, lăsați acolo comentarii. Spuneți-mi ce ați vrea să fac pe această serie și să fac dueluri cu tipi, cum ar fi acesta, nu că acesta o să mă bată, cum ar fi acesta. Sau tocmai am câștigat un duel înainte cu unul de level 31. Băi, deci sunt o grămadă de chestii de făcut. Lume, eu am fost Nonei. Bye, bye.